Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi avem o surpriză pentru voi. Invitatul nostru la interviul săptămânii este Alin Ciobanu. Alin, îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Bună, mulțumesc! Pentru cei care nu știți, Alin Ciobanu este un tânăr de 16 ani, al treilea portar, să spunem așa, din lotul FC Botoșani, dar primul ca valoare la nivelul său de vârstă. Alin vine, tocmai vine de la o acțiune a lotului național Under 17 a României, una din multele la care a fost până în prezent, începând de la vârsta de 14 ani. 14 ani, nu? Da. Cum a fost această dată? Ai fost și titular cu Muntenegru. Cum a fost? Descrie-ne puțin. A fost o experiență frumoasă. La reunirea lotului m-am bucurat să-mi văd prietenii în primul rând. Acolo suntem ca o familie, suntem foarte uniți. Domnul antrenor, acum un antrenor nou de portari, care am vorbit cu el pentru prima dată, am discutat cu el și este foarte de treabă. Mi-a plăcut și cum am jucat, noi ca echipă și mai ales eu individual. A fost o acțiune frumoasă și o experiență unică. Alin, pe lângă experiența la lotul național, ai șansa uriașă pe care mulți tineri de vârsta ta nu au, de a fi în lotul unei prim divizionare. Mă refer la FC Botoșani, ți s-a dat încredere, Alin Bordeanu ține enorm de mult la tine, am văzut că te-a crescut de ceva timp, te crește, are grijă de tine, practic e atent la orice pas pe care îl faci, să spunem așa, te instruiește. Ce înseamnă pentru tine să faci parte din familia FC Botoșani, să stai în același vestiar cu jucătorii cu nume, cum e Hervin Ongheda, care a fost la PSG? Ce înseamnă pentru tine acest lucru? Când eram mic, mai ales când am venit prima dată aici, având 14 ani, cam așa, având 14 ani, mi-era greu, mi-era foarte greu să mă mișc prin vestiar, să mă uit în ochii lor când vorbesc sau... Însă acum îi văd ca niște prieteni, ca niște colegi, cu mulți și în afara terenului vorbesc, iar am multe de învățat de la ei, multe de învățat și sunt niște oameni foarte buni. Toți din vestiar, toți mă întâlnesc foarte bine cu Kukici, cu el vorbesc cel mai mult, cam care e un prieten bun pe care nu puteam să îl am dacă nu eram aici. Cum ai descrie și relația pe care o ai cu Alin Bordeanu, antrenorul de portare? O relație cu două tăișuri. Îmi este și prieten, dar și profesor. Unul dur. Foarte exigent. Da, dar... mă ajută să cresc și m-a ajutat să cresc foarte mult. Am fost doar într-o rampă ascendentă de când l-am întâlnit. Și este o relație bună și sper să rămân așa. Alin, care ar fi calitățile tale, ca portar mă refer? Calitățile mele ca portar s-au schimbat de-a lungul carierei. La început fiind reflexele și în principal m-a ajutat fizicul să ies pe centrări, să... Însă acum aș spune mai mult gândirea, mentalitatea pe care o am, să nu, dacă greșesc sau dacă... Să treci repede peste, nu? Trec repede peste sau... Deși foarte rar se întâmplă și asta tot datorită mentalității și faptului că reușesc să mă focusez de-a lungul meciului sau așa. Da, spune asta, mentalitatea, însă și acum tot fizicul. Probabil. Ai 1,94 la 16 ani. Te duci, tată, te duci. Da. Tata e cât mine, deci... E clar. Te-am întrebat de lotul național. Bănuiesc că ai și un model, anume, nu? Un portar de națională sau... Niță, pe care l-am și întâlnit, am și vorbit cu el în viața față-înfață. Și este un om, într-adevăr, extraordinar, mi-a dat și mânușile lui. Am o pereche de mânuși de lui acasă. Și da, el este idolul meu de la națională. Ești colecționar? Ești, dacă tot spuneai, de mânușile Luniță? Sau nu prea strângi? De parfumuri. De parfumuri? Da. Să înțelegi, e un hobby și asta, nu? Da. În afară că de fotbal, ce hobby-uri mai ai? Să mă joc jocuri. Poate, ești gamer, nu? Da, mă joc cu iubita mea jocuri pe telefon, pe telefon în mare parte. Și da, asta este... Așa mă relaxez eu. E frumos, la 16 ani, deci ai o relație și stabilă, nu? Da. Și pe un an și o lună. E bine, e bine. Felicitări. Cum îmbini și școala cu fotbalul? Pentru că ai un program spartan, să spunem. Câteodată chiar și cu două antrenamente pe zi.
Da, ești și elev la LPS în clasa 10, nu? 10, da. Clasa 10-a, domn diriginte Herțug. Domn și diriginte un 10, da? Da, deseori mi-e greu să îmbin ambele. Având și naționala și echipa mare, uneori mergând și la meciuri la U21, la U18. Da, deși mi-e greu, profesorii sunt înțelegători, iar până acum n-am avut probleme. Anul trecut avem media 10 generală. Felicitări! Mulțumesc la toate materiile, dar da. Deci nu neglijez, oricum nu neglijez. Nu neglijez, pentru mine e foarte importantă. Și mai ales mama. Apropo de mama, chiar ea a avut un rol esențial în formarea ta ca fotbalist, să spunem. Dădusem recent și un interviu pentru un post de radio, care am explicat toată povestea mea. Și da, mama a avut inițial inițiativa de a mă duce la fotbal. Frumos. Da. Ce îți propui în viitor? Unde te vezi tu, eu știu, să spunem, peste 4 ani. Bine, eu știu că peste 4 ani se vor bate marile puteri din România pentru tine, e clar. Trebuie să iau pas cu pas. Întâi să debutez aici, să încep să joc. Iar de aici, în funcție de performanțele mele, îmi setez și eu alte țeluri, obiective. Dar în 4 ani, 5 ani, aș vrea să fiu la echipă mare, de top. Care ar fi echipa ta preferată de suflet, să spunem? Din Superliga sau în general? De unde vrei tu? Barcelona. Barcelona. Da. Și din Superliga ai o echipă preferată? Noi. FC Botoșani. Da. Chiar dacă să spunem că, uite, urmează meciul cu Craiova de duminică. Și dacă Liviu va spune, Alin, ar veni în vestiar, eu știu, două zile înainte de meci și spune, Alin, vezi că mizez pe tine la meciul ăsta. Ai fi pregătit? Ai avea emoții? Ai avea trac? Niciun caz. N-aș avea emoții deloc. S-a mai pus în discuție să joc sau așa, n-aș avea emoții, aș fi foarte fericit fiindcă aștept de mult timp asta și da, sunt pregătit. Dacă s-ar întâmpla asta, sunt pregătit. Să spunem prietenilor că tu, deși n-ai apucat încă să ai șansa debutului la echipa mare, tu săptămână de săptămână aperi la Liga de Tineret, cum spuneai, la U17, unde aveți rezultate foarte bune și sunteți chiar la 90 minute de calificare în play-off. Da, acolo. Da. Crezi în calificare? Da, eu încerc să-mi ajut echipele la care joc de fiecare dată, fie că joc la vârsta mea, la un an mai mare, la 2-3, încerc să-mi ajut echipele la care joc și ar fi frumos să prindem play-off-ul, am avea meciuri tari, sunt meciuri tari și acolo. Deci adică, ar crescut nivelul, nu? Oricine poate juca la național, contra care jucăm noi, fie că jucăm cu FCSB, fie că jucăm cu Faro și chiar de la noi poți juca la național absolut toți, nu e mare diferență. Totul e să fii serios, nu? Și da. Să muncești? Da. Să fii serios, să muncești și acum mai mult și de mentalitate, fiindcă ce observ mai ales la noi, la vârsta noastră, când jucăm meciuri cu miză, cu obiectiv, ne tinde să ne pierdem și asta face diferența, nu neapărat de calitate. Cu colegii mei de la națională poate să joace, nu știu, cum sunt și eu, ați văzut dacă mâine mă pune la meciul cu Craiova, n-am nicio emoție, n-am nimic. Deci totul ține de mentalitate. Da. Felicitări! Chiar ești un jucător matur la 16 ani și sunt convins că vei avea un viitor formidabil în fotbalul nu doar botoșănean, nu doar românesc, ci chiar european. Felicitări! Mulțumesc frumos!